Emisiune oferită de Mobila Ardudana, Cofetăria Claus, Produsele Boneo Huș și Cotnari S.A. Gramofon cu Paul Surugiu Fuego. Dragii mei, bine v-am găsit! Cumva atipic de această dată pe frecvențe radio, în gramofonul meu, locul în care vom însufleți povești zi de zi, aici, la Național FM. Împreună vom da culoare amintirilor, vom afla lucruri noi, vom merge în trecut și vom asculta muzica noastră românească de calitate. Știți că mi-e drag de România mea și cred din suflet că nu trebuie să-i aruncăm istoria în coșul uitării, nu trebuie să-i nimicim importanța și mai ales să o oprim din a străluci. Vreau, stimați ascultători, ca ediție de ediție, relaxați, să facem o scurtă călătorie prin lumea frumosului, cu muzică bună și cu idei și imagini despre esențe și valori. Sunt Paul Surugiu Fuego, artistul care și-a dedicat mare parte din activitate publicului său, nu ca pe un sacrificiu, ci ca o dragoste nespusă pentru arta, care ne este de fapt singura salvare într-o societate care a uitat să mai respecte, să mai investească timp și dăruire în ceea ce contează cu adevărat. Iar crezul acesta al meu, absolut, are la bază nenumărate lucruri, fapte, oameni și stări pe care vreau să vi le aduc și vouă. Stați liniștiți, ne bine dispunem și încercăm să vedem totul așa cum e, cu bune și cu rele, într-o țară care e atât de fascinantă și plină de contraste, încât uneori ajungi să te îndoiești de tine și să te întrebi dacă tu ești cel care nu-i în rând cu lumea. Gramofonul meu e un pariu, un pariu cu mine și cu voi, un loc în care n-avem reguli, n-avem interese, n-avem separatisme și nici nu ne pasă de curente și preferințe. Așadar, alături de echipa mea formată din minunatul compozitor și artist Vlad Crețu, fotograful Ana Maria Halalai și jurnalistul Narcisa Vădănei, vă aducem mai aproape arta românească și ne bucurăm împreună de valori, momente, gânduri și inspirații. Și pentru că suntem în mijlocul primăverii, această simfonie a iubirii într-un verde crud, dar totuși plin de incertitudini, vă propun pentru început una dintre capodoperele muzicii românești, compusă de marele Florin Bogardo pe versurile Ioanei Diaconescu, interpretată în original de formidabilul Aurelian Andreescu, pentru că tu ești primăvara mea. Nu-i târziu, nu-i târziu să cred, nu-i târziu să cred în glasul tău și în mâna ta și în privirea ta. Să cred în ea, să visez că mi-aduci lumini, însă tu dispari în fum și pașii tăi se pierd pe alt drum. Te chem acum. Locul tău, ca un arbore d'argint, mi-a amintit că povestea noastră fără de sfârșit va încununa într-o zi iubirea mea și-a ta. Tu ești primăvara mea, cu ochi de stea și mâini de flori. Cenor, tu în adunci, peste zări cu glas de dor, tu ești primăvara mea, lumina mea și dulci chemări, departe spre zări cu glas de dor.
Ai plecat și în urma ta râul n-are glas și ochii mei rămân pustii. Și mă întreb mereu când ai să vii. Te ating și un fragil contur se destramă în vânt și ești un nor și iar te pierd. Ești un gând amăgitor. Ai plecat și-ai lăsat închisă în floarea ce-o purtai bucuria întreaga soarelui de mai. Și ai ascuns un dor în taina stelelor. Tu ești primăvara mea cu ochii de stea și mâini de flori de vrei orice nor. Tu îl adunci peste zări cu glas de dor. Ești primăvara mea, lumina mea și dulci chemări departe spre zări cu glas de dor, de dor. Nu-i târziu, nu-i târziu să-ți spun iubirea-n zori, răsărit de flori, nu se poate opri, nu se va sfârși. Oare-i să revii? Mă gândeam, în timp ce ascultam acest refren, că lumea și-a luat o pauză. De nevoie a spus stop pentru câteva clipe și a încercat să se scuture de haosul care o macină zi de zi. Bătrâna noastră planetă, stimați ascultători, încearcă acum să-și revină, iar noi trebuie să-i fim cumva aproape. Nu sunt cele mai fericite vremuri, iar ideea aceasta de a sta acasă poate da roade bune atât asupra sănătății cât și asupra sufletului nostru. Mai mult ca oricând, acum este necesar să fim responsabili și implicați pentru că împreună putem trece de încercarea adusă de coronavirus. Știu că este greu și că deja a trecut mult timp, dar nu cred că e nevoie ca nimeni să dispere. Eu unul n-am suferit niciodată de plictiseală și cred că statul acesta acasă poate fi prilej de introspecție și de dezvoltare. Mai târziu, vă dau câteva ponturi despre cum să petreci timpul liber cu folos. Dragilor, sunt convins că gândirea pozitivă va fi mereu benefică. Optimismul cumpătat este o soluție și credeți-mă că astfel nimic nu va părea imposibil. Nu e sfârșitul lumii, iar testul acesta este cumva pentru noi. Nu știu cum va arăta viitorul și nici nu vreau să fac prognoze de vreun fel, dar știu sigur că prevenția ajută. Nu doar acum, ci în orice moment. A respecta anumite reguli face extrem de bine, iar conștiinciozitatea nu a omorât pe nimeni până acum. Stați liniștiți, nu vom muri de foame, nu va fi dezastru complet, ci ușor, mai ceva ca păsările Phoenix, ne vom reveni și vom fi mai puternici și vom face o lume mai frumoasă și mai sclipitoare. Dragilor, sunt cu sufletul alături de voi. Suntem responsabili și așteptăm ca totul să revină la normal. De asta vreau să vă aduc aminte de un cântec care merge perfect cu această stare, compus de buna mea prietenă Elena Cârstea, care ne va face o surpriză în edițiile următoare. Cântecul este interpretat de mai mulți artiști români, precum Monica Angel, Narcisa Suciu, Carmen Trandafir, Sanda Lado și Elena Cârstea, Gabriel Cotabiță, Silvia Dumitrescu, Ovidiu Comornic și legendara Dida Drăgan. Dacă ochii tăi vreodată vor mai plânge. Aici, la Național FM. Am regăsit în ea un
zâmbet cald. Mi-am reamintit de o vrajă mult dorită. Și n-ai să știi că ochii ți-au zâmbit ca o petală în roa zorilor. O dă mâna ta ușor și-ai să rovii prietenie, crezi în vraja viselor. Dacă ochii tăi vreodată vor mai plânge, dacă pașii azi ți se-ntorc din drum, amintește-ți tu, prietene, și spune-mi un început nu e, nu-i un sfârșit de drum. Să știi că ochii ți-au zâmbit ca o petală în roa zorilor. Dă mâna ta ușor și-ai să revii prietenie, crezi în vraja viselor. Dacă ochii tăi vreodată vor mai plânge, dacă pașii azi se întorc din drum, amintește-ți tu, prietene, și spune, un început nu e, nu-i un sfârșit de drum. Dragi prieteni, ascultând acest veritabil șlagăr, mă gândeam ce voci extraordinare sunt în această țară. E o generație care trebuie iubită și apreciată și prețuită mai mult. O felicit pe Elena Cârstea, compozitorul acestui cântec, care locuiește astăzi în America și sunt sigur că ne ascultă și vă promit solemn că în edițiile următoare o vom avea în direct prin telefon. Vreau să mulțumesc partenerilor noștri fideli, cofetăria Claus, produselor de carmangerie Boneo Huș, prietenilor de la mobila Ardu Dana, dar și societății Cotnari S.A. și cel mai vândut vin din România. Stimați ascultători, revenim în câteva momente aici, în Gramofonul meu. Gramofon cu Paul Surugiu Fuego. Frunză verde foaielată, săracă țară bogată, neam pribeag, nu undeva, emigrant în țara ta. Tot ai zis că așa ți-i scris, să fii liber doar închis, necăjitul meu popor, că-ți mai arde de umor. Of, sătulule flămând, lângă ape însetând,
cum cerșim cu gura mută pâinea tot de noi crescută. Țara mea de oameni triști, mult mă mir că mai existi, ciopârțită în bucăți, că te mai găsești pe hărți. Tot mai tristă te apuc de când orbii te conduc și te duc șontâc de zor spre mărețul viitor. Săracă țară bogată, vine vântul să te bată, vine cerul să te ningă și toți morții să te plângă. N-o să mori de două ori, larg ți-a fost în închisori și cald ți-a fost în Siberii, țară prinsă între imperii. Fii cu Dumnezeu atentă, te prefaci independentă, te prefaci că ai fi stăpână cu cătușele pe mână. Și iar verde foaie lată, săracă țară bogată, săracă țară furată, mai și cânți trasă pe roată. Gramofon. Dragi ascultători, nu întâmplătoare au fost aceste versuri scrise de marele poet, academician și om de cultură din Basarabia, Nicolae Dabija. Concluziile le trageți voi, pentru că știu sigur că fiecare simte ceva pentru țara aceasta, iar sentimentul, deși de multe ori alungat, nu-i pierdut complet. În fiecare zi, pentru voi, am câte un poem special din drag de poezia românească. Am lansat la începutul pandemiei, acum o lună și jumătate, acest proiect pe canalul meu oficial de YouTube, Fuego Paul Surugiu, acolo unde recit poezii ale poeților români contemporani, asta pentru că avem nevoie de cuvânt, de o lume plină de candoare, de imagini, conținut, emoții și frumusețe. Gramofon. Prieteni dragi, arta noastră are eroi supremi, are oameni care au slujit cu implicare și devotament un țel. Și-au construit cariere, și-au ajuns modele, vedete, valori. Cum vreți să le spuneți voi? Vedete reale, nu prefabricate. Astfel, în fiecare zi, vă aduc eroii sufletului vostru mai aproape prin telefon, printr-un interviu. Azi poposim pe planeta eleganței, pe planeta discreției, a cântecului sublim. Nu întâmplător am început ediția cu o creație a celui care i-a fost soț și inspirație, Florin Bogardo. Este una dintre artistele noastre iubite. Arată fenomenal în prezent, are energie, are chef de viață, face lucruri minunate și cântă în continuare un repertoriu spectaculos. Bine ai venit în gramofonul meu, dragă Stella Enache! Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Îți mulțumesc pentru că ai răspuns la telefon. Aș vrea să-mi spui, pentru început, cum îți petreci timpul liber în prezent, că bănuiesc că stai acasă. O, sigur că da. Atâta vreme cât mi s-a spus să stăm acasă, stăm acasă pentru binele nostru și al celor din jurul nostru. Dragul meu, cu timpul liber fac tot felul de lucruri pe care nu am avut până acum timp să le fac. Tu știi că eram mereu călare pe mătură, eram mereu pe drumuri. E, acum a venit vremea și deci fac ordine în dulapuri, însertare, fac și grădinării. Încerc să, mă rog, să fac lucruri diverse, că nu poți să faci și mai același lucru, că altfel nebunești. Vorbesc la telefon cu persoane dragi pe care nu le-am auzit de mult. Ascult muzică. Ce mai fac? Mă uit pe YouTube, la concerte și la filme. Mă uit la drag de România mea și la alte emisiuni frumoase. Da, stimați ascultători, Stella Enache a fost invitată de câteva ori în cadrul emisiunii pe care o realizez la televiziunea română, la TVR2, Drag de România mea, acolo unde am și cântat împreună. Dar aș vrea, da, Stella, da, Enache, să-mi spui, da, cum reușești tu să te întreții și să arăți fenomenal? Să înțeleg că ai găsit elixirul tinereții și noi nu știm? Da, vai de mine, nu mă emoționa.
Mulțumesc pentru compliment. Dar din păcate nu am nici un secret. Nu mă duc la cosmetică, nu folosesc măști, doar astea de acum, care trebuie să, dacă le găsesc așa pe piață. Da. Dar, sigur, am niște creme de calitate, că orice om trebuie să-și dea puțin cu cremă. Dar cam atât. Și aș fi vrut să fac mai mult în gimnastică, dar, culmea, nu am timp. Știi că, nu, cred că și igiena este de așa natură. Și sunt niște alte aspecte. Faptul că eu nu cunosc răutatea, invidia, răzbunarea, știu să mă bucur de lucrurile mărunte ale vieții. Nu vreau să stăpânesc pământul. Îmi dau seama cât de relativ este totul și toate aceste lucruri mă fac să nu fiu așa, da, așa, încrâncenată și să am o privire limpede, știi? Știi că ochii sunt blinda sufletului și îmi dau acea liniște interioară pe care am găsit-o, slavă Domnului, și apoi credința, pentru mine, joacă un rol foarte important, dându-mi acel echilibru între minte și suflet. Stimați ascultători, Stella Enache își împlinea un vis măreț în anul 2018, acela de a realiza prima ediție a festivalului Florin Bogardo, de altfel festival național, la Teatrul de Revistă Constantin Tănase, acolo unde a ieșit o ediție specială, aș zice eu, o elegantă gală, un concurs cu tineri foarte talentați. S-a demonstrat încă o dată că muzica lui Florin Bogardo este o nestemată a lumii. De asemenea, Stella face parte din multe jurii de specialitate la concursuri de talente prin țară. Aș vrea să te întreb, Stella, cum vezi tu tânăra generație în fața muzicii noastre ușoare românești promovată aici la Național FM? Da, este singurul post care promovează muzica ușoară românească. Din nefericire, muzica ușoară românească de calitate nu este cunoscută de tineri. Da. Pentru că nu este promovată. Și e mare păcat. Pentru că noi știm că un popor poate supraviețui numai prin valorile lui culturale, autentice. Ori noi le-am aruncat la gunoi. Mai ales după 89. Tot ce a fost românesc nu a mai fost bun, a dispărut. Și din nefericire am început să ne închinăm la idolii străini. Nici o altă nație nu s-a dezis de propriile valori. Noi, da. Și cum spuneai și tu, în ultimii ani am fost invitată în diverse jurii și am constatat cu tristețe că adolescenții se orientează exclusiv spre muzica străină. Doar dacă, mă rog, în regulamentul concursului era stipulat ca obligatoriu să interpreteze și un cântec românesc, ei se conformau, dar cu greu. Și nu-ți povestesc că nu știau compozitorul piesei, nu știau ce să mai vorbesc de text, nu știau. Am înțeles. Dar de ce să mă mir, dragule, stai puțin. De ce să mă mir așa de mult, atâta vreme cât în toate concursurile la televizor se cântă numai în limba engleză. Așa este, noi am uitat să cântăm în limba română, da. Da, și chiar la radio se dă foarte multă muzică străină comparativ cu muzica românească de calitate, vreau să spun. Ei, nu-i nicio problemă, difuzăm noi muzica românească aici la Național FM și e o bucurie pentru mine că am posibilitatea să vorbesc cu aceste personalități culturale ale României care mie mi-au alinat tinerețea, așa cum ai fost și tu, și îți mulțumesc pentru tot ceea ce faci, dragă Stella Enache, pentru arta românească. Mulțumesc și eu. Aș vrea să te întreb, care este ultimul film pe care l-ai văzut de când s-a dat această stare de urgență? Aoleu, ultimul film? Licenii! Asta da, ca să știe toți tinerii că există acest film care e fenomenal. Da, din fericire, acum televiziunile
nemai având producții, văd că au început să se orienteze spre filmele românești, ceea ce este foarte bine, pentru că am avut și niște actori extraordinari. Și doar așa îi mai vedem și putem să urmărim producțiile noastre care, într-adevăr, au fost de excepție. Iată că orice rău și spre bine. Îți mulțumesc, Stella Ienache, pentru că ne-ai fost aproape, îți mulțumesc pentru prietenia ta, pentru cariera formidabilă și pentru faptul că lupți ca înaltul să răzbească. Mulțumesc din suflet, încerc să țin steagul sus și am un pilon lângă mine care ești tu. Și eu îți mulțumesc frumos, doamnelor și domnilor. Dacă lumea aceasta artistică ar fi construită din mai mulți oameni ca Stella Ienache, am fi mult mai curați și mai deplini sufletește. Stella nu se plânge, nu vorbește de alții, este omenoasă, este săritoare, este deplină, decentă și extrem de populară. Deși e una dintre vocile de aur ale muzicii românești, cu o carieră foarte în spate, ani de experiență între ale scenei și, poate cel mai important, cu un repertoriu plin de melodii de referință, adevărate piese de studiu, unele dintre ele foarte greu de interpretat, de simțit, de trăit. Să o ascultăm cântând pe Stella Ienache, aici la Național FM.
Dragi prieteni, v-am promis mai devreme câteva ponturi despre ce să faceți în perioada aceasta. Firește că e greu să stai în casă la nesfârșit. La un moment dat îți vine să te sui pe pereți, să o iei razna dacă nu-ți pui puțin mintea la lucru și nu încerci în permanență să o ții ocupată. Așadar, o să vă propun câteva lucruri interesante. Cititul, dar nu exagerat, nu picăm în extreme. În schimb, vă recomand din suflet romanul lui Nicolae Dabija, Tema pentru acasă. Este vorba despre o poveste emoționantă, plină de sacrificii, de istorie și de lecții de viață. O puteți găsi foarte simplu pe internet și este ușor de citit. De asemenea, vă mai recomand volumul de povestiri despre frumusețea uitată a vieții, scris de maestrul Andrei Pleșu. O radiografie a societății actuale, a sufletelor noastre și a felului în care de multe ori, pe nedrept, punem ștampile fără a ne păsa de lucrurile mult mai importante din viața noastră. Printre câteva etape de curățenie și de gătit, nu strică și puțină culturalizare. Așadar, dragi ascultători, pentru amatorii de teatru, recomand sesiunile live oferite de teatrele și instituțiile de cultură din București, de la Bulandra, la Opera Română sau Teatrul de Revistă Constantin Tănase. Așadar, o varietate culturală direct din fotoliul tău. La capitolul filme, subiectul este vast și e greu să faci recomandări. Totuși îmi permit să vă duc într-o poveste emoționantă despre copilărie, despre felul în care ea ne influențează viața și despre emoție și inocență. Este vorba despre filmul Salvați-l pe domnul Banks, În căutarea poveștii, în traducere liberă, în care joacă magistral Emma Thompson și Tom Hanks. Este vorba despre creatoarea celebrului personaj Mary Poppins și despre Walt Disney, celebrul creator de desene animate și filme pentru copii. Dragi prieteni, vă recomand de asemenea pentru cei care n-ați apucat să vedeți până acum pe Facebook, la o simplă căutare, două pagini. Una este a marelui actor Anthony Hopkins, care cântă zilnic alături de motanul său și care la cei 84 de ani ai săi este o adevărată poezie. Și cea de-a doua pagină este pagina compozitorului de renume mondial, Andrew Lloyd Webber, cel care a scris muzica pentru Fantoma de la operă, care face o multitudine de lucruri formidabile pe timp de pandemie. Stimați ascultători, vreau să mulțumesc dragilor mei colaboratori care ne sunt alături în această poveste frumoasă. Desigur, este vorba despre Cotnar, cel mai vândut vin din România, vinul bun moldovenesc. Îi mulțumesc societății Ardu Dana, un brand cu capital 100% românesc, care realizează cea mai frumoasă mobilă în nordul țării, la Satul Mare. Mulțumesc produselor Boneo Huș, un alt brand românesc din Moldova, de la Vaslui, cu produse de carmangerie de cea mai bună calitate. Mulțumesc cofetăriei Claus, locul în care cuvântul dulce devine artă, găsind la ei cele mai bune prăjituri, și desigur dumneavoastră, pentru că ne urmăriți aici în gramofonul meu. Gramofon cu Paul Surugiu Fuego. Găsesc mereu de printre toate și te primesc, să-mi fii iar jumătate, eu te iubesc ca pe un cer senin. În noi trăiesc și-mi pierd ades privirea, mă rătăcesc prin toată strălucirea și te iubesc, la tine iar revin.
te privesc, din nou întâia oară eu înfloresc, ca te în primăvară și te iubesc, stai în lumea mea. Mă rătăcesc când nu ești lângă mine și mă grăbesc, din nopțile puține și te iubesc, cum nimeni n-ar putea. Strânge-mă-n brațe, viața mea, lasă-mă să-ți fiu tot ce n-ai crezut vreodată. Strânge-mă în brațe, dragostea, și nu pleca prea departe niciodată. Strânge-mă în brațe, vreau să stai, norii peste noi, visători să se coboare. Vând din iubire colț de rai și fugi cu mine departe peste soare. Ce n-ai crezut vreodată. Strângem în brațe dragostea și nu pleca prea departe niciodată. Strângem în brațe viața mea, lasă-mă să-ți fiu tot ce n-ai crezut vreodată. Strângem în brațe dragostea și nu pleca prea departe niciodată. Strângem în brațe, vreau să stai, norii peste noi, visători să se coboare. Vând din iubire colț de rai și fugi cu mine departe peste soare. Dragii mei, vă mulțumesc că ne-ați stat aproape și ați pășit alături de mine într-un univers al frumosului. Eu n-am rețete despre cum să ne trăim viața, n-am nici măcar sfaturi și nici adevărul absolut nu-l dețin. Mereu m-am ferit de lucrul acesta. Pot în schimb să vă ofer fragmente din experiența mea, într-un gramofon al iubirii de artă, într-un gramofon 100% românesc, cu valori și exemple. Încercați să priviți în voi, să vă gândiți la voi și să găsiți acolo resursele preferate ale unui om simplu. Asta suntem cu toții. Viața nu ne caută mai târziu și e neapărat necesar să încercăm să o trăim cum se cuvine acum, când este cazul. Dragii mei, ne găsiți și pe pagina noastră oficială de Facebook, Gramofon cu Paul Sorogiu Fuego, acolo unde așteptăm sugestiile voastre de invitați, părerile voastre, comentarii, aprecieri și, de ce nu, reclamațiile voastre. Ne auzim mâine seară, tot aici, la Național FM, de la ora 19. Sunt Paul Surugiu Fuego și mi-e tare drag de voi! Emisiune oferită de Mobila Ardu-Dana, Cofetăria Claus, produsele Boneo Huș și Cotnari S.A. Gramofon cu Paul Surugiu Fuego.